Ieri, la școala din Perișoru, a avut loc o ședință după ce mai mulți părinți s-au plâns de faptul că unii copii de la centrul de plasament din localitate deranjează orele de curs, iar ceilalți copii nu se mai pot concentra. La această ședință au participat mai mulți părinți, reprezentanții școlii, cât și cei de GSPC Călăraș, dar și cei primăriei. Mama unui elev a acceptat să vorbească pentru Canal Sud despre această problemă, însă sub protecția anonimatului. Aceasta spune că părinții cer o soluție prin care copiii lor să poată participa în liniște la orele de curs. Copiii de la centrul toți, nu generalizăm, unii dintre ei au probleme de comportamente și de integrare în grupuri. Adică, în general, sunt copii care au rămas repede, chiar și 3 ani la rând. Și în momentul ăsta, am dat să iau o măsură. Ori să fie încadrați în școli speciale, ori să se facă altceva cu ei. Să fie tot grupat într-o singură clasă, unde să țin ori doar cu ei. Doi dintre ei care au fost în clasă la băiatul meu, care unul dintre ei încă merge în timpul ori și nu putea nimeni, nu ascultă absolut de nimeni. Care are probleme și psihomotorii și psihice. Și unul dintre ei care cumpla manere. Dintre testelor, dintre orelor. Nu se putea ține orele cu ei. De cealaltă parte, reprezentanții DGSPC Călăraș spun că toți copiii au drepturi egale, iar cei care provin din centrul de plasament trebuie integrați în societate. De asemenea, aceștia mai susțin că nu se pot crea școli separate pentru copiii instituționalizați. Automat trebuie să respectăm drepturile tuturor copiilor. Incluziunea socială este prioritară dintre drepturile copiilor. Eu am menționat de față cu părinții că nu putem să ne abatem de la acest drept la educația al tuturor copiilor, dar nici, e adevărat, nici copiii din comunitate să nu fie afectați cumva de anumite tulburări ale copiilor din centru. Nu putem să facem școli separate pentru copii din centre. Ei au drepturi egale cu toți ceilalți copii și dreptul lor este de a merge în comunitate și de a învăța împreună cu ceilalți. Conducerea de GSPC Călăraș mai precizează că astfel de cazuri au la bază mai multe carențe educative cu care copiii ajung în sistem. În tot acest timp, unii părinți aleg să își mute copiii la alte școli. Am încercat să obținem un punct de vedere și din partea directorului școlii din Perișoru, însă acesta nu a dorit să comenteze. Am mutat copilul la altă școală, pentru că mi-am bătut. Bullying, jignit, tot felul de chestii venea acasă. Prin un copil foarte cuminte și foarte educat, în vârsta al meu, vreau tot felul de porcării, dacă pot să spun așa, acasă, în care îmi cerea să-i explic ce înseamnă. Dar grave. Copilul n-am să mai merg la școala asta. Copilul n-am să mai merg la școală deloc. Și am luat hotărârea într-o ocupare, să mă mutăm la altă școală. Nu este foarte bine. Totuși, în cadrul ședinței de ieri au fost discutate mai multe posibile soluții care ar putea duce la rezolvarea acestei probleme. Una dintre ele este supravegherea copiilor din centrul de plasament în timpul orelor de curs de către personalul educativ. Noi acum am precizat că vom continua supravegherea prin personalul educativ din partea centrului pe perioada școlii pentru toți copiii, inclusiv pe perioada transportului școlar de la centru la unitatea școlară, la unitățile școlare, pentru că e vorba și de cealaltă școală de la Ogoarele, inclusiv pe perioada orelor de curs, în așa fel încât să putem interveni dacă este nevoie acolo unde sunt probleme, pentru că nu putem nici suplini cadrul didactic. O altă soluție identificată a fost aceea a apelării la consilierul școlar din cadrul unității de învățământ. Astfel, copiii care creează probleme vor merge la cabinetul consilierului împreună cu educatorul din cadrul centrului de plasament. Dar, pe de altă parte, am mai găsit acum o soluție în așa fel încât să implicăm consilierul școlar pentru 3 copii, că de fapt de la centru sunt doar 3 copii cu probleme care deranjează și care necesită mai multă atenție. Acum am propus ca acești 3 copii împreună cu educatorul nostru pe perioada orelor de curs să meargă la cabinetul de consiliere școlară să fie ajutat de educatorul din centru și să facă practic un soi de activități adaptate pe potențialul lor și pe tipul lor de, eu știu, educațional. Nu toți pot la un același nivel.